au pus temelia unei istorii în imagine a Uniunii Scritorilor din Republica Moldova, vieții literare, culturale și sociale. Vorbim despre regretatul maestru fotograf Nicolae Răileanu, evocat cu ocazia celor 70 de ani în contextul unei expoziții reconstruite a atmosferei din laboratorul său, dar și cu lansarea unui excepțional album de fotografii alcătuit și comentat de un bun prieten, cineastul Mihai Poiată. Pilon în domeniul istoriei acestei Uniuni a Scriitorilor. A fost un artist de vocație, fotograf simplu, pentru că fotografia nu este o meserie, este o artă. Realizarea unei expoziții despre Nicolae Răileanu a fost o misiune dificilă. Să prezinți expozițional o asemenea personalitate este un risc, un risc enorm. Și am hotărât să facem un spectacol pe care îl vedeți cu imagini cu Nicolae, mai rare, e un exercițiu de reconstituire și este o imitație, un joc, un spectacol. Alături de fotografiile scriitorilor pe care le-a realizat maestrul, expoziția prezintă și recuzita, aparatele de fotografiat, cărțile, obiectele care i-au aparținut, o colecție de pălării dăruite de scriitori. Această pălărie, de exemplu, a aparținut Leonide Lare. Arhiva fotografică a lui Nicolae Răileanu este inestimabilă și ne bucurăm foarte mult că s-au găsit un grup de entuziaști mai mult decât angajați, că muzeul nu poate să angajeze atâta lume care cât s-a dăruit pentru această expoziție și mulțumim tuturor. Deosebit de emoționată de reîntâlnirea imaginară cu Nicolae Răileanu era soția lui. Toată lumea îl ține minte, îi dăruiește atâta dragoste. Și i-a făcut un cadou minunat această expoziție. S-a dăruit într-adevăr cu devotament și cel mai important că era foarte pasionat de ceea ce făcea. Avea o memorie extraordinară, fiindcă știa, cunoștea evenimentul, anul, personajele și personalitățile. Nicolae Răileanu a fost și rămâne a fi o întreagă enciclopedie a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Cu prilejul aniversării a fost lansat un album de excepție, Scriitorii când nu scriu, un vis al lui Nicolae Răileanu. M-am bucurat foarte mult când am văzut abnegația și râvna cu care Mihai Ștefan Poiată, colegul și prietenul lui Nicolae Răileanu, a pregătit acest album. O concepție riguroasă, structurat pe compartimente tematice. Nicolae Răileanu s-a născut în satul Cobusca Veche, Anini Noi, și a decedat în noiembrie 2018. După un an de la trecerea în eternitate, prietenii au dezvelit o placă comemorativă lângă geamul laboratorului său de la Casa Scriitorilor.